Păsările răpitoare sunt unii dintre cei mai variați și de succes vânători de pe Terra. Datorită capacității de a zbura, ele s-au adaptat la cele mai neobișnuite habitate și au învățat să vâneze aproape orice tip de pradă, de la insecte la mamifere mari. Iar rolul videoclipului de astăzi este unul dintre cei mai mari și periculoși prădători cu pene, care regulat atacă prada ce este de mai multe ori mai mare decât el. Prezintă o amenințare reală chiar și pentru oameni. Faceți cunoștință cu vulturul de aur. Vulturul auriu este una dintre cele mai răspândite și puternice păsări de pradă. Area sa de localizare acoperă aproape toată emisfera nordică, inclusiv cea mai mare parte din America de Nord și Eurasia. Vulturul auriu preferă spațiile deschise, în primul rând munții și stepele, deoarece din cauza aripilor sale uriașe, el nu e capabil să vâneze în pădurile dese. Lungimea corpului său poate ajunge până la un metru, iar greutatea sa este de circa 7 kg, cu o anvergură a aripilor de până la 2,5 metri. Ca și o altă păsări de pradă, vulturul auriu are o vedere incredibilă, una dintre cele mai bune printre toate organismele vii cunoscute. Creasta supraorbitală, care îi conferă vulturului auriu un aspect de temut, este necesară pentru a-l proteja de lumina puternică a soarelui, iar membrana de pe ochi care clipește hidratează ochiul și îndepărtează praful de pe acesta. Focalizarea ochilor la vulturul auriu, ca și la alte păsări, se realizează nu numai prin modificarea curburii cristalinului ca la mamifere, ci și prin deplasarea cristalinului în raport cu retina. În plus, pe retina în sine există două zone cu claritatea maximă a imaginii, în loc de una la mamifere și la majoritatea altor păsări. Datorită acestor adaptări, vulturul auriu este capabil să detecteze obiecte de dimensiunile unui iepure de câmp de la o distanță de câțiva kilometri. El este capabil să vâneze în orice parte a zilei, dar de obicei vânătoarea are loc dimineața sau seara. De cele mai deseori, în timpul vânătorii, se înalță și planează mult timp în aer, dar uneori, mai ales pe vreme rea, preferă să caute prada fiind așezat la înălțime, de exemplu pe un copac sau pe o stâncă înaltă. Adesea, prada vulturului devin animalele relativ mici, de exemplu, marmotele. De asemenea, ei vânează iepuri de câmp. Speciile mai mari de iepuri pot ajunge la o greutate de 8 kg și pot alerga cu viteza de până la 70 de km la oră. Dar nici asta nu-i de ajuns ca să scape de prădător. Viteza vulturului auriu în zbor orizontal se poate ridica la 130 de km la oră, iar acest lucru este deja suficient pentru a ajunge de urmă orice animal terestru. Dacă vulturul coboară spre pradă de la o înălțime mare, el poate să atingă viteza de 320 de km la oră, ceea ce face posibil să ajungă nu doar orice animal terestru, ci și orice pasăre, în afară de șoimul călător, care este singura creatură ce îl depășește în viteză pe eroul nostru de astăzi. În general, păsările nu devin foarte des prada vulturului auriu, dar dacă se ivește ocazia, el este capabil să omoare chiar și păsări mari precum cocorii. Iar cocoșii uriași de pădure, în ciuda faptului că trăiesc în păduri dese, în timpul sezonului de împierechere pierd vigilența și nu sunt atenți, astfel devin cu ușurință victime. Dacă pasărea reușește să observe pericolul la timp, atunci ar putea să evite un atac rapid. Deseori ei atacă și diferite tipuri de vulpi. În ciuda agilității și dinților ascuțiți, vulpile nu au aproape nicio șansă de a câștiga într-o luptă cu un vultur auriu adult. Ghearele lui pot ajunge până la 8 cm în lungime, iar forța de compresie a piciorului său este de câteva ori mai mare decât forța de compresie a unei mâini umane. În timpul atacului, ghearele pătrund adânc în corpul victimei, ating vasele sangvine și organele interne, din cauza asta animalul moare rapid. Desigur, când vânează animale foarte mari cum ar fi căprioarele, de exemplu, gheara trebuie să fie înfiptă în locuri vitale din prima, cum ar fi în gât sau în coloana vertebrală.
Dacă vulturul a ratat și nu a afectat organele vitale, atunci procesul uciderii poate să se întindă pentru mult timp. Sau vânătoarea poate să se transforme în ceva periculos pentru vulturi însuși. Mai des, vulturii aurii vânează animale mari în munți, deoarece în astfel de condiții le pot ucide nu numai cu ghearele, ci și pur și simplu aruncându-le de pe o stâncă pe alta. Da, uneori, aceste păsări periculoase atacă chiar și oamenii, mai ales copiii. Deși astfel de atacuri sunt foarte rare, totuși au fost raportate și cazuri fatale. În multe ecosisteme, vulturul de aur se află în vârful lanțului trofic și nu are rival pe uscat sau în aer. Chiar și prădătorii terestri relativ mari, cum ar fi coioții, ezită de obicei să ia prada vulturului auriu, chiar dacă se află pe pământ. Acesta încă reprezintă un pericol de moarte pentru ei. Celelalte păsări răpitoare de asemenea rareori intră în confruntare deschisă cu vulturul auriu, inclusiv vulturul cu coadă albă, care este aproape la fel de mare ca acesta, dar se hrănește în principal cu pești și alte animale relativ mici. Unele păsări deosebit de mari, cum ar fi condorii din California, sunt capabile să alunge chiar și vulturul auriu. Uneori, stoluri mari de corvide pot ataca vulturii de aur. Dar cei mai frecvenți adversari și concurenți ai vulturului de aur sunt alți vulturi aurii. Dimensiunile mari și capacitatea bună de învățare au făcut din vulturul de aur o pasăre perfectă pentru vânătoare. Cel mai des, vulturii sunt folosiți pentru a vâna iepuri de câmp și vulpi, iar uneori chiar învățați să vâneze ungulante mari și lupi mici. Vulturii aurii ajung la maturitatea sexuală la aproximativ 5 ani și sunt păsări strict monogame. Formează o pereche pentru întreaga viață, a cărei durată este de aproximativ 30 de ani. De obicei, în cuib se găsesc două ouă, dar până la urmă doar unul, cel mai puternic și cel mai agresiv pui, supraviețuiește. După circa 3 luni este deja capabil să zboare, dar devine complet independent de părinți abia după 6 luni. Începând cu secolul al XVII-lea, vulturii aurii erau activ exterminați în multe țări, deoarece atacau adesea animalele domestice, inclusiv caprele, oile și chiar viței. În prezent, în majoritatea țărilor, vulturul auriu e luat sub protecție. Și în ciuda faptului că în multe zone este o pasăre destul de rară, datorită ariei sale de localizare, numărul vulturilor aurii rămâne destul de stabil. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!